1 decembrie a devenit Ziua Națională a României după evenimentele din decembrie 89. Data ține cont de faptele istorice de acum 96 de ani, când la Alba Iulia s-a înfăptuit unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Decizia unirii a fost făcută publică prin rezoluția de la Alba Iulia, al cărei text a fost citit de episcopul greco-catolic Iuliu Hosu în fața celor 100.000 de participanți la adunare. Sentimentul de sărbătoare se resimte și în mijlocul reghinenilor. La mulți ani, dragi români, să fiți fericiți, să fiți puternici, să ne meargă bine, dar cel mai important lucru este să nu uităm că avem o istorie care este tributul nostru, pentru că noi trebuie să știm că au murit mulți români, mulți strămoși de-ai noștri, ca noi să fim astăzi o Românie mare și trebuie să avem grijă de ea, trebuie să avem, să fim uniți, să fim buni și să uităm de dezbinările care sunt în zilele de astăzi, pentru că avem o viață de trăit și trebuie să ne trăim în pace și prietenie. La mulți ani! În această zi ar trebui să fim toți românii care suntem în România, să fim uniți și românii din România și cei din Moldova. Să fim uniți, să nu uităm că sunt alegeri în Moldova. Și nouă românilor, ce să zic, de ziua la 1 decembrie națională a României, le doresc la tuturor românilor, le doresc sănătate, fericire și ce este mai bun în țara asta. Oare cei din străinătate sărbătoresc astăzi românii plecați peste hotare? Da, s-ar putea să ăsta, și eu am niște neamuri acolo, am o soră care e în Spania și ei sărbătoresc 1 decembrie. Chiar nici n-aș putea să vorbesc. Sentimente, vă dați dumneavoastră seama. La ce ar trebui să ne gândim astăzi? La ce? La ce ar trebui să ne gândim? Ar trebui să ne gândim să fim buni, ascultători, să facem fapte, să fim milostivi, să ne iubim unii pe alții. Să fie mai bine. Atât. Sunt foarte mulți copii care participă la aceste manifestări. Foarte bine. E foarte bine să știe și ei ce a fost și ce este. Foarte bine. Trebuie să fim foarte fericiți pentru că sărbătorim Ziua Națională a României. Tot românul ar trebui să simtă și să fie super fericit, să facă și să gândească astăzi cât se poate de pozitiv, să ne gândim și să analizăm ce facem ca România să rămână în continuare o țară frumoasă, o țară prosperă, o țară în care tinerii să rămână și nu să plece din țară și să fim mândri pentru că suntem români. Sentimentul de mândrie e pentru mine într-un mod cu totul deosebit. Totdeauna am fost mândru că sunt român și că trăiesc în România, nici nu mi-aș dori să fiu de o altă nație sau să trăiesc în altă parte a lumii. Cu bune cu rele, este țara în care ne-am născut, o țară minunată și trebuie să știm doar să scoatem în valoare tot ce are ea frumos, atât pe latura umană cât și dotare din punct de vedere de la Dumnezeu. Ne-a dat tot ce e frumos, munte, câmpie, mare și dealuri, coline frumoase și trebuie să le păstrăm curate și să ne îngrijim, să respectăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat și să fim mândri de lucru că ne-am născut români. Înainte de 89, Ziua Națională era stabilită pe 23 august, când se sărbătorea eliberarea țării de sub ocupația fascistă. Înainte de comunism, era sărbătorită pe 10 mai, ziua venirii în țară a regelui Carol I.